Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un unboxing pe bune. Aștept de multă vreme gadgetul acesta în studioul meu și a ajuns. Iar în cutia asta se află răspunsul la o problemă veche de când lumea. Ce a fost mai întâi? Omul sau roata? Nu, de fapt nu așa era întrebarea. Nu știu dacă mi-a ieșit gluma, dar hai să vedem ce iese din cutie. Și așa cum ne place nouă, în cutie este o altă cutie. Oh. Acesta este cutia unui Ninebot Mini Pro, fără să scrie pe cutie și Pro. Și din poză v-ați cam prins despre ce este vorba. Instrucțiuni? Cine are nevoie de așa ceva? Surpriză! Încă o cutie! Este nou nouț neatins, nici măcar nu l-am desfăcut înainte de review și mă bazez pe intuiție în primul rând. Aici este o cârjă. Sau ceva care arată așa. Vine la tata. E pentru roți, este de umflat. Cablu de alimentare. Și acesta este transformator, alimentatorul de 63 de volți, 120 de W. Aceasta nu este o așa. Aceasta este o chestie care se ia între picioare. La propriu, o pui între picioare. O să vedeți îndată Ninebot by Segway. Cât de tare! Bun, acesta este Ninebot Mini Pro. Așa vine în cutie, îmbrăcat în niște folii pe care și pe astea le dăm jos, care acoperă zonele pe care poți să pui piciorul. Scrie în engleză și în chineză, din motive ușor de înțeles. Ninebot este o companie mare, atât de mare încât a cumpărat Segway. Deși pe produse scrie Ninebot by Segway, de fapt în spate este Ninebot, nu Segway. Ați înțeles ideea? Au ajuns atât de mari încât au cumpărat și această marcă și fac o treabă foarte bună împreună pentru că dezvoltă mai departe niște mijloace de transport în care tot mai mulți oameni își pun încrederea. Unele dintre ele sunt sigure, altele mai puțin sigure. Acestea îmi inspiră cea mai multă încredere până acum pentru că am văzut niște filmulețe de testare destul de interesante. Dacă sunt adevărate, foarte bine. În caz contrar, o să-mi ia foc casa. Și sper să nu-mi ia foc casa, pentru că multe gadgeturi de felul ăsta, hoverboard-uri, cum le mai spunem noi greșit, sunt alimentate, au la bord baterii de litiu destul de nesigure unele dintre ele. Și când se supraîncarcă, se supraîncălzesc și apoi iau foc. Unde în anumite țări din lumea asta au fost și interzise din acest motiv. În cazul nostru însă avem un astfel de produs de la o marcă verificată. Un produs de calitate, cel puțin aceasta este promisiunea. Nu am auzit de rău până acum de Ninebot și am lăsat un pic să se așeze piața înainte să vă arătăm acest fel de gadgeturi. Bun, hai să vă detaliez ce avem aici. O chestie cu două roți mititele este cel mai mic, să zicem, Segway pe care îl poți cumpăra cu roți care se umflă. Are niște anvelope tubeless, nu au cameră înăuntru și se umflă exact ca la bicicletă și la interior o mulțime de componente. Ce te interesează cel mai mult este că fiecare roată este motorizată și are o baterie capabilă să te transporte pentru 30 de km cu o viteză maximă de 18 km pe oră. Te ține până la 100 de kg, dar poți să fii și mai mititel, de la 1,20 m până la 2 m înălțime. Dacă ai între 12 și 50 de ani, ești ok pe asta. Poți să ai și mai mult, dar nu știu. Nu discriminez. Vă spuneam, roțile motorizate cu bateria de la bord de care vă ziceam și aceste suporturi pe care îți pui picioarele. Secretul lor este, asta este partea către înainte, când ai pus piciorul pe ele, ele își dau seama, au o mulțime de senzori, au senzori care își dau seama așa, dacă ai urcat pe el, dacă ai căzut ca să se oprească, poziția în care se află, senzori de baterie, senzori de direcție și așa mai departe. Iar pe față ar trebui să avem o mulțime de LED-uri și un singur buton. Îți mai dau o folie jos.
nu înainte de a mă uita pe ce scrie pe ele. Așadar am butonul de power și voi avea niște iconițe pentru încuiat, Bluetooth, speed limit, power level. Ba nu, asta mai las un pic. Și aici este mufa de încărcare. În față mai am și două LED-uri pentru iluminat care bat în față la câțiva metri. Mai știu, 6 metri, ceva de genul ăsta. Pe spate, de asemenea, am LED-uri. Dar ce facem cu treaba asta? Păi ea se potrivește foarte simplu aici. Dacă am văzut eu bine până acum, asta vine așa. Și o blochez așa. Iar de aici o să îi reglezi înălțimea. În funcție de cât de înalt ești, astfel încât să-ți vină confortabil între coapse. Și mai e ceva. Mai este un suport pe care poți să ridici pur și simplu așa de aici cu mâna pentru a-l putea lua după tine. O să ne jucăm și cu chestia asta un pic mai încolo. Gata? Gata. În momentul ăsta acest Ninebot Mini Pro stă în picioare, ca să zic așa, stă vertical, orientat pe verticală, pe masa noastră. Și este foarte cumințel, în momentul ăsta poți să-l iei după tine, să-l plimbi de colo-colo, își dă seama când iese tras înainte și înapoi și motoarele ascultă comenzile tale. Aș putea, în teorie, să mă urc și să plec cu el, dar nu încă. Secretul este că atunci când îl pornești prima dată, va trebui să-l și activezi. Și are și aplicație și trebuie să-l conectezi cu telefonul mobil. Am găsit un QR code, să instalez aplicația lui. Mă trimite pe pagina produsului, să deschid adresa. Și aici să selectez, evident, Android. Îmi se descarcă un APK. Foarte interesantă strategia lor. În loc să-l pun în Google Play, m-au trimis pe marketul celor de la Xiaomi. Am aplicația Ninebot de acum instalată. Să-mi fac un cont cu Facebook. Search devices. Ia să vedem. Și-a găsit un Ninebot Mini. A piuit. Și ne-am conectat. Mă întreabă dacă vreau să setez o parolă prin Bluetooth. Ar trebui să pun una totuși. Acum să-l activez. De fiecare dată când cumperi un astfel de device, în prima fază va avea viteza destul de limitată până când învăț cum trebuie să meargă și abia apoi să crească viteza progresivă pe măsură ce adun distanță. Sunt atenționat să port o cască, să am grijă când mă înclin, să nu accelerez când se dă înapoi. El are niște sisteme despre care o să mai povestim noi. Și să nu accelerez sau să pun frâne bruște. Așadar, atunci când trec peste nivelări sau peste borduri, trebuie să folosesc o viteză mică, evident. Ia uite, trebuie să ai între 40 și 100 de kilograme și ca înălțime între 130 și 200 de centimetri. Fără pasageri, fără doi oameni pe el. Bun, acum sunt încurajat să mor pe el. Trebuie să mor pe el. Și pentru asta va trebui să mutăm masa. O să mergem afară? Hai să mergem afară. Am auzit că nu trebuie să-l cari, deși are doar 13 kg, așa că o să-l duc de mânuță, adică de bratul ăsta metalic discret ce iese din suport și a trecut singur peste de nivelare. Ați văzut că între timp la lumină scăzută îi se aprind LED-urile, are un senzor de lumină în partea de jos. Am ieșit să am scos cățelul la plimbare. Hai să ne urcăm! Gata! Și cam asta a fost tot. Trebuie să urci din prima, pui piciorul drept, apoi piciorul stâng, își dă seama că ai urcat pe el. Și cam atât. Cred eu că în teorie ai putea să te descurci și fără suportul acesta, însă e important. E util pentru că poți să virezi așa. Pur și simplu la peș ca să virezi. E un pic diferit față ce am văzut pe alte echipamente similare și ăsta îmi place. Acum, ca să luăm viteză spre înainte, te lași pe spate ca să te oprești sau să mergi ușor cu spatele. Pe parcursul primului kilometru o să am o viteză limitată. Pe măsură ce încep să mă obișnuiesc cu el, o să pot prinde până la 18 km la oră, echivalentul unei alergări ușoare. Mai rapide, ce-i drept. Depinde de cât antrenament mai ai. E, și deja și-a dat seama că sunt un pic ambițios. Am accelerat puțin cam mult pentru primul kilometru, iar robotul va încerca să mă frâneze. Mă va atenționa să mă las
ușor să mă îndrept și să încetinesc astfel încât să mă pot opri în siguranță. La început nu te pricepi, cu siguranță, și o să faci multe gafe, de aceea e bine să o iei ușor, ușor, până când înveți. Pentru viraj mă înclin către partea care mă interesează și mă las către piciorul de pe interior. Atât de simplu. Imediat îți dai seama dacă vreau să accelerez prea tare. Când ești începător, robotul te atenționează. Îmi piuie de 3 ori și mă roagă cumva să încetinesc. Cele mai multe hoverboard-uri de pe piață au roata din cauciuc dintr-o singură bucată, de aceea orice denivelare o să o resimți. Eu pot să trec peste capace de canal, mici denivelări pe care le voi resimți mult mai puțin. Vreți să vă dați și voi? Vrei să dai? Sigur vrei să dai. Mie cam frică. Hai încă. Dacă vrei să dai. Hai. Dreptul și stângul, urcă direct. Aproape sigur că o să cad. Nu cazi. Dreptul și stângul și urci așa direct. Hai, hai urcă. Urcă. Pune piciorul. E o idee mai bună să ții tu decât să pui piciorul. Ridică-te. Ia piciorul de jos. Da, mi-e frică. Dreptul, stângul, imediat. Urcă pe ea. Și acum ridică-te. Hai, și celălalt, imediat și celălalt. Poți mă zi? Da, dar nu e idee bună să ții. E mai bine să stai direct pe el. Ia uite, gata, ești acolo. Înclină-te ușor în față, înclină-te ușor în față. Ok. Ușor în față. Și mă, stai pe loc. Stai pe loc, stai drept. Încerc. Ești mai greu. Gata. Dacă, uite. Are senzori. Vrei să încerci și tu? Ce nu, e. Hai că l-ai încurajat pe el, acum e rândul tău. Și aia nu pot să stau. Ești sigur o să pic, am talentul de a pica de pe orice. N-ai cum să cazi, decât dacă vrei să sari. O să am și tentativa asta. Hai, curaj. Deci, dreptul și stângul, da? Imediat. Stai. Lasă-i telefonul. Bine, ok. Și gata, ești sus. Deja mergi? Stai dreaptă, îndreaptă-te. Dacă te lași ușor pe spate, se frânează. Și dacă te lași încă o dată ușor pe spate, mergi înapoi. Foarte încet, foarte încet, foarte încet. Hai încercă, ușor. Stai, gata. Acum, înclină-te ușor spre stânga. Hai, 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 după mine. Ușor, ușor la stânga. Încă o dată ușor la stânga. Și încă o dată. Și gata. Îndreaptă-te. Până acum un sfert de oră eu n-am mers cu niciunul. Ați văzut cât de ușor este pentru cineva care n-a mai încercat niciodată ceva similar să se urce pe unul și să înceapă să meargă. În 15 secunde ai primele noțiuni, după un minut faci șmecherii. Ia să vedem dacă reușesc acum să-l controlez cu telefonul, eu asta îmi doresc. Pam, pam. Ok. Văd că am limitarea la 65% din potențialul lui, pentru că sunt încă în primii 19 km, asta este autonomia. Și acum pot să văd de cât timp m-am dat, distanță, temperatura lui și viteza medie. Iar de aici, asta e partea cea mai spectaculoasă. Asta mi-o doream cel mai mult. Bine, încoace. O să asculți toate comenzile? Da, boss. Nu fugi, vino înapoi. Nu speria cățelul. Vino acasă. Cine face cele mai bune teste cu mașini?
Ne-am găsit lăudător. Mergi cu fața, adu ziarul, adu telefonul, o bere rece, te rog, din frigider. Cum, nu poți să deschizi frigiderul? Care e problema ta? Ce fel de robot ești tu? Vă dați seama că peste 10-20 de ani roboții se vor uita la înregistrările astea și o să zică că vorbesc urât cu roboții lor, cu frații lor, cu bunicii lor. Nu știu dacă e idee bună să te uiți la telefonul mobil în timp ce mergi, însă în aplicație poți să vă viteza. Merg spre nord, nord-vest, vest, 3 km la oră, sud-vest, 4,5 km la oră. Hai că e gata și folia asta, așadar, butonul de oprire, pornire, o dată ce l-ai pornit se stabilizează, ți-ai mare grijă dacă acum îl opresc, o să iasă din echilibru și riscă să cadă. Poate ce a pornit arată așa, aici mi-arată limitarea că este doar la jumătate din cât este capabil și aici capacitatea bateriei pe care pot să o verific și din aplicație, iar de aici o să-l pot încărca, exact cum vă spuneam, atunci când o să fie nevoie. Are o baterie capabilă așadar să te transporte aproximativ 30 de kilometri. Știu oameni în București care fac naveta câte 24 de kilometri pe zi și le mai rămâne o rezervă de baterie. Asta mi se pare un lucru mare. În cât timp se va încărca? Cel puțin 3-4 ore, așadar atunci când ajunge acasă ori la serviciu îl bagi în priză, iar bateria lui de litiu se va încărca suficient cu încărcătorul original desigur. Are două motoare, fiecare acționează una dintre cele două roți, lucrează în sinergie și așa reușesc să țină acest robot în echilibru. Este o minunăție să vezi astfel de tehnologii puse pe mini-robot de felul ăsta, însă unde îi putem duce? Păi, în teorie, aproape pe oriunde. Nu există o lege care să-ți interzică să-i duci, spre exemplu, pe stradă, deși noi îți recomandăm să mergi mai degrabă pe trotuar, în așa fel încât să nu-i deranjezi pe ceilalți pietoni. Dacă ai noroc de o pistă de biciclete, o poți folosi și pe aceea, îi poți lua și prin parc. Acum, câteva norme de bun simț ar spune să nu-i deranjezi pe ceilalți. Pe un astfel de robot vei fi foarte probabil mai rapid decât majoritatea pietonilor. Este și silențios și s-ar putea să nu te vadă. Tocmai de aceea, recomandarea noastră este să ai decență și bun simț, pentru că vei fi nu doar mai rapid, ci și mult mai cool. Eram cât pe aici să îmi iau la revedere, să mă duc la o tură, trebuie să vă spun prețul. La momentul la care vedeți voi review-ul, tocmai ce a primit reducere, pentru că este deja de ceva timp la noi în țară și o să coste cât un smartphone de top. Adică 3600 de lei și te încurajez să testezi unul înainte să-l cumperi. E un gadget interesant pe care merită să-l testezi și dacă îți place cu adevărat, să-l și cumperi. Dar cumpără-l doar dacă ai de gând chiar să-l și folosești, altfel va fi doar o distracție de weekend. Așa cum îți spuneam, există însă oameni care fac deja naveta cu ele și nici nu pot să-i condamn. Este atât de distractiv. Cam atât despre Ninebot Mini Pro. Aștept impresiile tale despre el mai jos pe blog. Dă-mi un comentariu, un like, un share și neapărat un subscribe și până data viitoare. Numai bine!